Istoria Maramureșului va deveni materie de studiu pentru toți elevii din județ. Va fi materie opțională, dar este pentru prima dată când istoria meleagurilor natale poate fi studiată în mod distinct de elevii din județ. Problema asta este în discuție de 2 ani de zile, atât în Consiliul Județean, cât și în instituția prefectului. Sunt două proiecte care au o țintă clară. A încercat să-i facem pe copii să fie conștienți de tot ceea ce este valoros în Maramureș și ce trebuie să păstreze ei în continuare, a declarat declarat Anton Rohian, prefectul de Maramureș. Reprezentantul guvernului în teritoriu spune că deja se lucrează la un manual care va fi pus la dispoziția elevilor și a dascălilor în cel mai scurt timp. Ajunși deja în faza finală a elaborării manualului, Prefectura Maramureș și Inspectoratul Școlar Județean vor căuta o modalitate de introducere a acestei noi materii în curicula școlară.